am început să beau puțin, încât beam 2, 3, 4 pahare, mă lua somnul. La mine se instalase deja tremuratul de mâini și sevrajul. Păi am băut când am ajuns la Vlad 20 ceva de cutii de bere în prima zi. Eu mi-am dat seama că de atunci când începe o degradare a mea, în perioada când beam mă deranja când ceva spunea, bă, ești cam bețiv. Știu ce înseamnă să dorm pe masă, știu ce înseamnă să dorm sub masă, știu ce înseamnă să te faci de râs, până am ajuns încât să fiu campion. Adică campion în sensul că toată lumea dormeau sub mese sau pe mese și eu rămâneam în picioare. De când te trezești, bei o bere, bei două, bei și două sticle de vin, seara mai bei o sticlă, poro mai bei o bere. Deci am gro. A prost, totul a prost. Deja corpul meu se alcoolizase. Alcoolul distruge tot ce înseamnă demnitate la un om, că miroși a băutură, că ești spălat pe cap, că ai haina ruptă, că nu mai contează așa ceva. Începeam să beau, mă uitam la televizor și stăteam așa, o legumă, de vie o legumă. Îți miroase gura băutură, că arăți în ultimul hal, că nu mai gândești limpede. Violent ai fost? Da. Alcoolul macină mai mult ca orice. Mi s-a făcut scârbă de mine. Ce faci? Vrei să mori? Ia o lumânare. Și am zis, bă, mor. Și dacă mor, ce? Vezi că ți-am făcut programare la psihiatru. Ce să fac? M-am lăsat de băutură. Nu că mă abțin. E mândria mea. Și întotdeauna ai treaba asta de a spune, gata, trebuie să mă schimb, să mă schimb. Nimeni să nu judece părinții de, care au alcoolici în casă. Acceptați ajutorul. Să știi că eu n-am așteptat și căutat vorbe bune de la nimeni, mai ales din lumea asta. Dar ce vorbe urâte mi-am auzit și câte lucruri am auzit că am făcut când eu eram închis în casă și nu făceam nimic.